Salariile românilor ar putea crește cu 200 de lei. Guvernul a pregătit ordonanța prin care angajatorii vor putea majora salariile voluntar fără să plătească taxe și impozite pe această sumă. Firmele și alți angajatori privați din România vor putea să crească voluntar salariile angajaților încadrați cu minimum pe economie cu 200 de lei. Această sumă în plus urma să fie scutită de la plata impozitului și a contribuțiilor sociale, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență emis miercuri de Ministerul Finanțelor. Măsura 200 de lei în plus pentru salariu minim face parte din programul Sprijin pentru România și trebuie aprobată de guvern și publicată apoi în Monitorul Oficial. Noi avem prețuri europene, dar nu avem salarii europene sau pensii europene. Au nevoie românii de bani. Categoric. Păi crește ăsta și se face motorina 80-90 de lei sau 100 de lei. Eu vorbesc în banii vechi. Așa că nu m-am obișnuit încă. Ar fi un lucru bun pentru cei cu salariu minim să primească un ban în plus. Ar fi foarte bine. Mi se pare salariul și 300 de euro. Nu-i nimic. E zero. Suntem jos. Avem aproape 15 ani, 20 de ani de că suntem în Europa. Deci e josnic. E foarte mic salariu. Mic, mic. În comparație cu ce e în afară, adică în Europa. De la 1 iunie 2022, pentru suma rezultată din majorarea salariului de bază de la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, respectiv 2550 de lei lunar, fără a include sporurile și alte adaosuri, la suma de 2750 lunar, nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, a precizat ministerul. De această măsură vor beneficia și persoanele nu angajate în perioada cuprinsă între data în vigoare a ordonanței de urgență și până la 31 decembrie 2022, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este de 2750 de lei.